Ce scuze de întârziere nu este în stilul meu să întârzi, dar iată că sistemele ne pun în situație și mai clacăm și noi pe acest pământ. Dar nu pot foarte mult să fiu în mijlocul dumneavoastră și am un alt deosebit să văd aici istorici de marcă națională, vorbesc marcă națională, mă refer la țară, la marea țară, România Mare. Cu asta trăiesc în suflet. Să știți că acest material a apărut pentru că trebuia să apară într-o ediție mai mare. Noi doar ne-am făcut treaba. Am scos cu ajutorul Dumnezeu și acelor care au contribuit 1500 de exemplare. Am vrut mai mult, domnul Murar ne-a oprit, a spus, stați că mai avem și alte materiale pe viitor. El cunoscând mai bine situația. Sperăm ca pe viitor să putem să extindem aceste volume, să fie și mai multe. Și vă spunea stimatul istoric Anton Petrencu, am descoperit prea puțin această personalitate a neamului românesc, Ion Antonescu, îl cunoaștem prea puțin. Și cu cât ne aprofundăm mai multe documente, descoperim că este inepuizabilă informația și tot izvorul de putere și de caracter care vine din acest mare om al neamului, Mareșalul Ion Antonescu. Am fost la un eveniment în Traianul Ștefan Vodă, satul Caplani, unde a jucat o piesă excepțională, teatru de muzică și artă dramatică, Bogdan Petrice Mașdeu de Cahul, și pe soclu la Casa de Cultură scria în 28 august, armata sovietică a eliberat de sub ocupanții români, fasciști, satul Caplani. Și dacă mai mergem un kilometru, dăm în Ucraina, de fapt. Aici armata sovietică e despărțită. Și mă gândeam cât e de falsă această inscripție. Și cunoaștem toți lucrul acesta.